din nou și bine ați revenit la un nou videoclip. Știu că videoclipul de astăzi va fi un picuț mai diferit, va fi un picuț mai special. Am primit de-a lungul vremii mai multe comentarii în care mi se spunea că poate ar fi interesant să vorbești și despre filme. Eu am zis de mai multe ori că nu mă uit la atât de multe filme pentru cum aș vrea și că mi s-a părut un pic ciudat, dar cu toate astea am zis că vreau să încerc, vreau să mai fac și altceva și vreau să vă povestesc un pic și despre povești în alt fel. Eu anul ăsta mi-am propus să văd 52 de filme, poate pentru unii nu pare mult, dar pentru mine este wow. Nu cred că o să ajung la ținta aia, însă am început să mi le monitorizez și asta mă bucură foarte mult și într-un fel asta m-a încurajat să fac clipul ăsta. Până în prezent am văzut 19 filme, v-am zis, pentru mine este mai mult decât suficient și mai am încă 10 pe lista de filme pe care vreau să le văd. Cel puțin, cu siguranță sunt mult mai multe, dar deocamdată atât mi-a atras atenția. O să las un Google Doc mai jos să vedeți exact ce am văzut și ce vreau să văd în continuare și cu ocazia asta poate mai face și voi recomandări. Astăzi, în schimb, vreau să vă vorbesc despre 3 filme care mi-au plăcut foarte mult. Vreau să aleg primele 3 filme care mi-au plăcut cel mai mult în această primă jumătate de an, urmând ca la finalul anului poate să mai fac un alt clip cu, nu știu, un top 5 sau un top 10, chiar dacă găsesc atât de multe. Dar de data asta vreau să vorbesc doar despre 3. Nu sunt toate noi, nu sunt toate de ficțiune, ca să zic așa, însă sunt toate filme care mi-au plăcut mult, mult, mult de tot. Primul clip pe care l-am văzut în 2017 este unul care mi-a plăcut foarte mult, este vorba despre Snowden, care evident îl urmărește pe Snowden, care a fost implicat în tot felul de scurgeri de informație în ceea ce privește inteligența americană și acum evident este căutat, arestat prin toate locurile, nu are voie să se întoarcă în state. Este implicat în acțiuni de genul WikiLeaks, în sensul ăsta. Foarte multe informații care nu trebuiau să ajungă la public au ajuns la public din cauza sau datorită lui, depinde pe cine întrebați. Dacă întrebați guvernul american, din cauza. Dacă întrebați pe oricine altcineva, probabil datorită. Ce mi-a plăcut foarte mult la filmul ăsta este că pe lângă faptul că e foarte interesant subiectul în sine, îți arată cât de departe se poate merge și poate într-adevăr este un pic biased, poate nu este chiar 100% sincer, dar modurile în care oamenii sunt urmăriți, dacă se vrea ca oamenii respectiv să fie urmăriți, este absolut uluitor și modul în care se pune atât de multă presiune pe tine ca angajat într-o astfel de companie este... Pe de altă parte, din nou, este un tip foarte inteligent, super smart, așa că te motivează foarte mult așa la nivel personal. Dar v-am zis, mi s-a părut absolut uluitoare toată rețeaua asta de informații și toată nebunia asta care se întâmplă în jurul lui. Mi-a plăcut foarte mult că sunt surprinse și relațiile pe care el le are cu cei din jur și modul în care și ele sunt afectate de tot ce face el și de jobul pe care el îl are. Nu știu, a fost absolut incredibil. Nu e deloc siropos în niciun fel, dar cu siguranță îl recomand. Un film, în schimb, super siropos, pe care iar îl recomand, este un film care pe mine m-a izbit în moalele capului rău de tot. Este vorba iar de un film apărut la începutul anului, este La La Land. Nu pot să vă spun cât de mult mi-a plăcut acest film. Este un musical și nu mă așteptam să-mi placă. Este un musical cu Ryan Gosling și Emma Stone, dintre toți oamenii de pe pământul ăsta. Dar... Ca poveste, am impresia că dacă te prinde într-un moment al vieții în care ești un pic predispus la anumite sentimente mai puternice, este genul de film care o să te distrugă și pe mine asta, pentru mine asta a făcut. M-a distrus, dar în același timp m-a ajutat să pun niște lucruri în perspectivă foarte mult. Filmul practic urmărește relația celor doi pe parcursul mai multor ani. Și ce mi-a plăcut foarte mult e că îi urmărește pe ei de când sunt mici și încearcă să-și facă un nume pentru ei, fie în actorie, fie în muzică, modul în care cresc și modul în care se sprijină unul pe altul și totuși modul în care poate lucrurile nu ies exact cum ai vrea, chit că iubești foarte mult persoana de lângă tine și chit că ești acolo cu toată ființa alături de ea, uneori pur și simplu nu merge. Din vari motive trebuie să accepți că nu, că asta a fost, că rolul relației respective a fost care a fost și că la un moment dat trebuie să mergi mai departe. Este un film foarte trist, este îngrozitor, v-am zis, dacă... Eu am mai zis de câteva ori că dacă nu ești în cel mai fericit moment al vieții tale, dar efectiv de la să zburzi de bucurie, va fi foarte greu de urmărit, este îngrozitor de trist. Coloana sonoră este foarte frumoasă, cântecele din musical sunt minunate
Chit că ei nu au cele mai bune voci de pe pământ, dar efectiv, nu știu, mi-a plăcut atât de mult. Din nou este inspirațional pentru că te ajută să vezi cum e cu cariera, cum pot, dacă muncești suficient de mult, unde și cum poți să ajungi. Dar pe total foarte, foarte trist. Ultimul clip de care vreau să vă povestesc astăzi este un film deloc trist, este un film absolut minunat. Este un documentar, de altfel, care e pe Netflix, dacă aveți abonament. Se numește Iris și este vorba despre un fashion icon din America care acum, nu știu, să aibă peste 90 ceva de ani. Iris Apfel. Eu nu auzisem de ea, o văzusem așa. Dar m-am uitat la documentarul ăsta de două ori, l-am folosit la o oră cu grupa de-a mea și a fost absolut uluitor. Din nou, pe lângă faptul că ea este un tip super mișto și are o poveste absolut uluitoare și efectiv emană energie pozitivă și veselie și exuberanță și eleganță într-un stil foarte wacky așa. Wow, este un model efectiv pentru noi toți și fetele cu care am vorbit despre documentarul ăsta, din nou, m-au făcut să înțeleg că nu sunt singura nebună care crede chestia asta. Este un model de urmat, are o poveste extraordinară, din nou, super motivațional, nu știu dacă vedeți un tipar aici. Este mișto, este amuzant, este multă, multă modă, dacă vă interesează domeniul. Este, efectiv, m-am bucurat atât de mult să văd documentarul ăsta, v-am zis, l-am văzut de două ori și a doua oară am descoperit alte chestii și cred mi-a plăcut mult, mult, mult. Eu nu mă uit la documentare în general, pentru mine trebuie să ai o poveste pe bune ca să mă prinzi, dar ăsta, loved it. Două mențiuni onorabile, am zis că o să fie top 3, dar nu mă pot abține. Prima este un film foarte vechi, pe care eu de-abia acum l-am văzut. Este vorba despre Sleepless in Seattle. Eu mă rog, v-am spus că de mult îmi place de Tom Hanks, dar cu toate astea niciodată n-am ajuns la filmul ăsta. L-am văzut, am plâns, a fost ok. Super romantic, super siropos, exact ce aveam nevoie în momentul respectiv. Și un alt film care mi-a plăcut iar mult este Cafe Society, un film de Woody Allen. Tipic Woody Allen, nu se întâmplă mare lucru, dar conversația este foarte mișto. E cu Jesse Eisenberg, cred că îl cheamă, ceva de genul, care mie iar îmi place mult, așa că dacă vreți să vedeți un film super clasic cu Woody Allen, îl recomand cu siguranță. Astea au fost 3 plus 2 filme care mie mi-au plăcut în primele 6 luni ale anului. Sunt doar curioasă să-mi recomandați voi niște filme, pentru că, așa cum v-am zis, nu mă uit atât de mult la filme, nu mă uit atât de mult precum aș vrea. Sper să-mi aduc aminte să las lista mai jos în momentul în care încarc clipul și să-mi spuneți din ce vreau eu să văd, ce trebuie, ce e musai, ce trebuie neapărat. Și să-mi spuneți și ce alte recomandări mai aveți voi. Până duminică, când ne vedem cu un alt videoclip, nu uitați să citiți cât se poate de mult, să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!